Salutare prăduitorilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Dodi. Noi suntem, ca de obicei, Dodi. Și astăzi discutăm despre capitolul 9 din cartea lui Michael Humer, Problema cu autoritatea politică, capitolul numindu-se Logica prădătorilor sau logica a predațiunii sau logica animalelor de pradă, atunci când o să se definitiveze o traducere. Când o să facem noi traducerea. O să corectăm și titlul capitolului. Înainte însă de a intra în capitol, o să vă rog să dați jos un like la video ca să se răspândească în algoritmul YouTube-ului. Era să spun Facebook-ului, dar nu mai avem cont pe Facebook de ceva vreme. De asemenea, dacă vreți să mai primiți vreo notificare când punem un videoclip, puteți să dați jos subscribe și de asemenea tot jos aveți un buton pe care scrie share dacă credeți că ceva din ce am spus noi merită împărtășit și cu alții. De asemenea, jos în descriere o să găsiți și un link către un cont de Patreon dacă vreți să susțineți financiar eforturile noastre. Și cu ocazia asta să și mulțumim tuturor susținătorilor proiectului nostru, fără de care nu s-ar putea face toată jucăria. Sandrama. Construcția. Produsul. Bunurile, servicii. Ce vreți să vorbim despre acest capitol? Încă acest capitol se vorbește despre comportamentul abuziv, exploatator în interacțiunile umane. Și soluția propusă de mecanismele democratice. Și vreau să îl rog pe Costel să ne spună care sunt alea trei puncte care ar susține de ce ar fi logic să te comporți violent, agresiv. Humer vorbește despre teoria lui Hobbes a contractului social. Inițial suntem în starea de natură și trebuie să ieșim din starea de natură, să producem, să generăm statul. De ce nu e bine în starea de natură? Parcă Hobbes spunea că acolo viața cum era? Era scurtă, violentă. Brutală. Da, brutală. Nu prea e optimist, pasionant. Starea de natură nu e, nu știu, ca cum te duce în stațiune la Breaza sau... Nu, e un loc al violenței. Viețile în stare de natură sunt trăite în continuă frică de moarte și să vor fi doar singuratice, sărăcăcioase, urâte, brutale și scurte. Simpatic, Hobbes. Simpatic Hobbes. El are trei argumente pentru care au loc violențele astea. Un argument ar fi, el numește poziția asta competiție. Vrei să furi bunurile celuilalt. Asta e o formă de generare, de explicare a violenței. De ce există violență? Pentru că unii oameni vor să însușească resursele. O altă motivație pentru violență ar fi atacul preventiv. Ca să mă feresc de... Anticipez că mă vei ataca, așa că mai bine atac eu dinainte. Fac un atac preventiv. Asta e o altă sursă de violență. Ultima, a treia sursă de violență ar fi gloria. Îi atac pe ceilalți din dorința asta de respect, de preamărire. Vreau să mă respecte. Slavă. Și pentru asta sunt agresiv față de ei. Deci astea ar fi trei motivații, trei explicații ale violenței și stării nasoale de lucru din starea natură. Soluția care e să facem un stat care să ne... Să ne protejeze de aceste violențe interumane. Da, el spune că trebuie ca statul respectiv să aibă puteri nelimitate, să fie cu mult mai puternic decât noi indivizii, astfel încât să poată să intervină cazul în care ne gândim să ne lovim unii pe alții. Nu rezolvă problema altfel. Dacă nu are puterii nelimitate, nu rezolvă problema. Păi dacă un grup, să zicem, te face, poate să te bată, înseamnă că tu nu faci. Nu reprim violențele de acolo, trebuie să fii cel mai puternic. Și cred că mai era un al doilea argument. Un al doilea argument era că nu există riscul ca statul să arate.
El era foarte pesimist, uite, asta e o contradicție, foarte pesimist cu privire la natura umană, foarte optimist cu privire la abuzurile statului. Da, deci cum statul ar fi făcut dintr-un material, alt material, nu era tot cu oamenii. Argumentul lui pentru care statul nu poate să o ia razna este pentru că statul în sine se bazează pe bunăstarea subiecților, supușilor săi și e interesat să maximizeze această această bunăstare. Are logică, are logică. Da. Dar înainte să ne certăm cu Thomas Hobbes, ar fi bine să facem cunoștință cu el. E vorba de un filozof englez care a trăit între 1588 și 1679, o vârstă destul de venerabilă pentru perioada respectivă, și este considerat a fi unul dintre fondatorii politicii filozofiei, filozofiei politice moderne. Este cea mai cunoscută carte a sa, a fost în 1651, se numește Leviatanul, în care pune bazele unei formulări a contractului social. Aici cred că a fost un an care a ratat, că nu mai țin minte discuția sau unde am citit observația, e posibil chiar în umăr. Leviatanul avea o conotație pozitivă pentru el. Nu știu ce însemna, dar știi că Leviatan e și monstru la biblic și a fost un agratat, adică a nimerit-o până la urmă, adică statul chiar e un Leviatan. Da. Acum, în apărarea lui Hobbes este faptul că a trăit cu atât de mult timp în urmă. Pentru că ideile pe care le expune în acest capitol, nu știu dacă l-aș fi promovat de la spălător de vase, mă rog, vorbesc strict de ceea ce urmează să discutăm. Deci dacă el ar fi avut poziție de spălător de vase de la birtul din sat, din Las Fierbinți, nu cred că ar fi trecut la o poziție mai interesantă. Dar privind prin prisma istoriei, da, ok. Era un moment în istorie, da, în care se căuta eterna justificare a statului. Regii începuseră să iasă de sub aura bisericii și să se distanțeze un pic și față de papă, și aveam și mișcările protestantiste în Germania, s-au extins și în Anglia. Prin urmare, trebuie cumva justificat, dacă nu mai e prin voință de la Dumnezeu, trebuie cumva justificată puterea absolută pe care o are monarhul de a face și de a drege, deși culmea în Anglia nu mai era atât de absolută la vremea respectivă. Mi se pare că chestia asta, că statul în viziunea lui Hobbes depinde mult de prosperitatea opușilor, are tot interesul ca această prosperitate a supușilor să crească, intră în concordanță cu ceea ce spunea și Hobbes despre monarhie ca formă de stat, și anume monarhul, pentru a lăsa și fiul, și fiului său cel mare un stat și, mă rog, un stat prosper și de asemenea supuși prosperi, se interesa, deci avea grijă de lucrul ăsta. Lucruri care în democrație nu se mai întâmplă. E ceva adevărat. El nu trăise momentele astea democratice din anii, în secolul 20, să zicem. Deci, pe scurt, ideea e că oamenii sunt egoiști și totuși trăiesc împreună. Există echilibru între oameni, dar frica că cineva poate să facă abuzuri naște o instituție din asta mare, întâi în ideile unora, Hobbes, și cu justificări din astea ciudate, contractul social, și ce vezi, doamne, instituția asta o să ne apere. Noi avem puterea. Din ce-i făcută instituția asta?
De unde are ea, teoretic, autoritatea, puterea să aleagă pentru mulți? Ei, inițial, oamenii au puterea să aleagă pentru ei înșiși. Vezi, Doamne, renunți la această putere de a alege ce responsabilități și libertăți ai și le dai unei instituții. Cum ai zis și tu, Costea, dacă instituția asta este foarte mare, pulsiunile omenești o să aibă niște instrumente mult mai mari. Da? Cine e un mod normal egoist, chiar și normal egoist într-o instituție așa de mare, o să aibă niște efecte foarte mari. Ca să nu mai zicem de faptul că, având asemenea puteri concentrate în mâinile lui, s-ar putea să-i sporească egoismul și apetența pentru abuzuri. E logica a puterii de care vorbeam în capitolul cu experimentele. Da. Pe timp să te îmbolnăvește, te intoxică puterea când tu vezi, nu mai ești rezonabil. Uite, apropo de... Poate e ca o boală, ca jocurile de noroc. Da, păi să știi că e așa. Nu e... Adică poate ar trebui tratați. Păi, nu există medicamente. Uite la argumentul pe care îl zicea, cine îl zicea, Vali, că ăsta nu intră chiar așa în supuși, că nu-i omoară, că dacă tu mori, ești un virus și să mor gazda, mor și tu ca virus. Deci nu ai interesul să-i lași în viață, să fie productiv, pentru că extragi de acolo, știi? Dar Hummer cum răspunde la chestia asta? Mă, dar ăsta poate nu vrea doar chestii materiale. Poate un dement, poate vrea chestii, era Caligula, deci. Își pierde orice... Poate un nebun la propriu și face tot felul. Nu mă interesează că moră, moare o trăime din... Deci nu are satisfacții psihice că face tot felul de chestii astea, de cruzime. De... Deci nu e interesat strict de chestii materiale. Da, Hummer, îmi se pare că îl contrazice pe Hobbes inclusiv la premizele violenței între oameni fără, în stare de natură, adică neapărat să existe dat. Și... Înainte să te duci să ataci pe vecinul tău să-i furi capra sau pe Abel, zice mere. Da, pe Abel. Merele. Jocul e despre Cain și Abel. Mă spune, în primul rând, ți-e frică că tu iei tu, în primul rând. Chiar dacă consider că vei reuși prin diverse alte metode să-l învingi și să reușești să-i furi resursele, e posibil totuși să primești două, trei lovituri. Că nu e neapărat da, adică nu e evident risk free această activitate. Care mi-l pășteau pe al nostru cu Miorița, nu e evident că au câștigat. Plus că pe asumțiile lui, asumția lui e că ăștia sunt egali ca forță. Da. Deci pe asumțiile lui, asta spune Hobbes, sunt egali. Păi dacă sunt aproximativ egali. Tot un drac. Ideea e că nu e diferență de Tyson. Păi nu, teoretic, dacă sunt egali, se iau la bătaie, nu câștigă nimeni. Știi de asta? Sunt aproximativ egali ca să mai câștige unul. Apar și alte variabile. Ești mai clean, nu știu ce. Dar vorbeam de... Doar fizic. Ataj noaptea. Dar ideea e că te expui un risc. Dacă ăla e cam ca tine, nu ești așa sigur de victorie. Sau chiar dacă ai victorie, îți lasă pagube. Deci nu. Mergi pe puțin până acasă. Da. Merele. Poate nu-ți mai revii. Mă rog, chestii. Da, e un risc. După aceea, chiar dacă, să zicem, te înhaitezi cu încă vreo 5-6, zic, hai să fiu sigur de reușită și să nu risc nimic. Power in numbers. Da. Și zicem că poate chiar îl omori pe vecinul tău. Problema este că rudele acelui vecin poate să vină ele după tine după aia. Sau inclusiv ceilalți cu care te-ai înhaitat. Să vrea să păstreze ei mai mult. Da. Sau să... Ca în filme. Da. Și nu e ca și cum nu ar fi fost expus la ideea asta, știi? Adică legea talionului are ceva vechime. Poți presupui că avea și circulație la vremea respectivă. Asta cu preventiv. Și mai era al treilea, da. Nu, că n-ai zis decât pe primul în versiunea individuală și de grup. Al doilea e cel preventiv. Nu, a spus, sunt trei chestii. Sunt, asta nu, el a zis doar prima atac în versiune individuală și de grup. Mă duc singur, să-l fur, mă duc în grup, să-l fur.
Cu a doua motivație. Da, a spus și de că de familie, că poate să vină familia după nu, el. Ăsta era al doilea, am cartea în față. Al treilea este atacul preventiv. Zic tu că nu dă seama de smeci. Al trei motivații. Sunt trei motivații. Aia de furăciune, a doua e atacul preventiv, îl atac ca să nu mă atace. Așa. Și a treia e gloria. Astea sunt cele trei motivații. Da. Cele două zise de Gabi țin de prima motivație. Mă duc să fur. A doua motivație, atacul preventiv. De ce l-atac? Și care e argumentul lui Humor? Păi dacă eu tot atac preventiv, devin și eu vulnerabil la motivația de atac preventiv a celorlalți. Toată lumea din jurul meu vede că eu sunt violent și tot atac diversi și pe motivația atacului preventiv, dar nu o să atace unul liniștit. Îl atacă pe unul care vede că tot atacă în jurul lui. Care e mai probabil să mă atace? Păi ăla care dă în stânga și pe la ăla mă duc. Adică strip pe motivația pe asumțiile lui Hobbes, tu te... nu e în interesul tău. Asta este ceea ce... ceea ce spune Humor aici și îți explică în game theory, în teorie, folosind teoria jocurilor, care sunt cele trei motive pentru care dacă tu inițiezi atacul împotriva cuiva, risc să mori, risc să crăpi. Și astea erau cele trei, care două le-a spus Gabi și al treilea le-a spus tu. Alte erau ideea lui Hobbes despre cum s-ar întâmpla, despre motivele pentru care ai ataca. Noi spunem motivele pentru care risc să mor dacă atace. De răspunsul. Da. Da. După aceea, Humor în carte vrea să zică statul imaginat de Hobbes a suferit totuși niște modificări și vrea să discute despre cum democrația din zilele noastre rezolvă sau nu rezolvă problemele ridicate de Hobbes. Da, și mecanismele democratice invocate aici sunt, păi, votăm, avem presă liberă, avem Constituție și avem separarea puterilor în stat. Și na. E activismul? Sau... ce activism? Activismul de ONG. Societatea civilă care... Monitorizează la monitorizarea. Deci la, de la presă e. Da, e un fel de la nu presă. Nu poți să te ascunzi nici în gaură de șarpe. Te dibuiesc ăștia. Ei, mă rog, și la ideea că oamenii votează în cunoștință de cauză, nu prea se susține. Oamenii nu-și dau silința să afle cu adevărat ce susține, ce promite cu tare politician, dar putea să știe despre W. Bush că nu-i plăceau broccoli. Și că e simpatic că s-a ferit când a aruncat cineva. Bine, aici e vorba de mai multe lucruri. Deci, ideea e în felul următor. Democrația nu poate să-ți rezolve problema, nu poate să țină statul în frâu, pentru că argumentul este, păi nu, lumea nu știe ce votează. Majoritatea votanților nu au habar nici de economie, nici de psihologia oamenilor, nici de detalii, politica externă, nici de detaliile programului de guvernare. Nu poate să, în primul rând că nu-l citesc, nu, și dacă îl citesc nu poate să-l evalueze și dacă îl evaluează oricum nu le evaluează aplicat, ci așa după corazon. Plus că este un efort disproporționat între investiția băgată în... Costuri de timp, da, de da. Să cauți, să te uiți la televizor, și te uiți pe documentare. Un vot de-al tău cât influențează... Și, apropo, chestia asta nu e deloc întâmplătoare. Da? Faptul că am ajuns într-un sistem în care alegătorii neinformați pot să dicteze direcția statului nu e deloc întâmplătoare. Și are explicațiile pentru care se întâmplă sunt exact astea. E un cost atât economic cât și psihic să rămâi informat, să fii la curent. În primul rând că nici nu poți să fii la curent cu absolut tot ceea ce se întâmplă.
Nu poți să... Cine a încercat știe că nebunește un pic de cap. Să presupunem, nu mai știu acum câți parlamentari sunt exact la virgulă, dar să presupunem că ar fi fost doar 300. Da? Tu, ca om, nu poți să-i urmărești pe aia 300. Dar aminte pe mii de consilieri care roiesc în jurul lor. Plus că asta este o poveste. Deci să le spunem cuvintelor pe nume. Faptul că poți, alegând pe cineva, să dictezi o direcție, este o poveste. Tu nu alegi ce să cumpere. Tu alegi o persoană, de fapt îți exprime alegerea pentru o persoană. Nu o alegi pentru că mecanismul... Sau un partid. Mecanismul face ca cineva să câștige. Și vezi, doamne, e un mecanism bun. Lumea îl apără. Mecanismul ăsta de luat hotărâri prin reprezentanți. Da. Nu există un... Nu, da, exact. Un avocat. Un avocat, dacă îți pierde procesele, le pierde la rând, tu nu mai stai cu el. Exact. Dacă te uiți pe cifrele astea de realegere, o să vezi că sunt măricele. Cred că și la noi asta. Sunt, se reproduc. Mie îmi place exemplul pe care îl pune Humăr în carte legat de legea subvențiilor agricole din Statele Unite ale Americii. Unde... 6.000 de pari. Da. Poate este așa. Dar pe lângă asta, undeva prin lege, sunt trecute subvențiile pentru mari agricultori ai Americii. Și făcând un calcul exhaustiv, este $40 costul per cetățean al Americii. Și integrarea beneficiu și dispersarea costurilor. Da. Și asta doar pentru agricultori? Doar nu, pentru în orice de asta costat se întâmplă asta. Dispersează pierderea și integrează. Da. Și este mult mai profitabil pentru un... zicem, un proprietar din ăsta de terenuri agricole care primește subvenția respectivă de milioane de dolari să facă lobby, să intereseze cine ajunge în senat, în comisia respectivă și așa mai departe, decât tu pentru $40 despre care nici nu-i știi. Atenție, nici ești conștient de pierdere. Nici nu conștient de pierdere, da. Poate tu zici, nu, o câștig, că faci mai un porumb și deci, e mai ieftin. Zicea Valentin data trecută că fără stat nici nu își mai au rostul sau în fine nu mai sunt o problemă grupurile de interese. Tot timpul există grupuri de interese. Uite, noi suntem un grup de interese de făcut emisiunea asta. Asta e interesul nostru. Suntem un grup. Și când ăștia sunt de grup de interese către stat. Asta e. Ții minte aia lui Trump? Că da, reprezint un grup de interese. Grupul cetățenilor americani. Corect. Și a răspuns că a făcut temele. Revenind la ideile astea și statistice, spunea Gabi că cel care ocupă o poziție, s-au făcut niște analize statistice în America, cel care ocupă o poziție are un avantaj datorită faptului că votanții ignoranți sau prost informați tind să voteze cu incumbentul, cu cel care e deja pe post, are un avantaj de până la 5% într-o alegere. Deci cel aflat în exercițiu și da, asta de ce? La orice nivel. S-a observat, nu știu. S-a observat. Asta e să... din inerție, din status quo. Biasul pentru status quo, da, eventual. Poate fi. Un argument al meu contra la chestia asta e că n-ai nevoie de toate... Uite, vorbim despre privatizarea drumurilor. Argumentul economic pentru privatizarea drumului, poate fi asta misesiană, al profiturilor și pierderilor. Deci cineva dacă care vizualizează argumentul ăsta, un privat care e motivat de profit ca să livreze calitate și prețuri mici, în timp ce statul îi vin banii din taxe și o să administreze prost și scump, dacă a vizualizat chestia asta,
el nu trebuie să mai studieze despre drumul. Istoria drumurilor, cum se face un drum, cât durează, chestii de inginerie, nu, nu. Și ori chestia asta o poate înțelege aproape oricine. Competiția dă calitate mai bună și vizualizezi chestia asta. Dacă ai poate un... înțelege dacă vrea. Da, exact. Dar ideea e că n-ai nevoie de milioanele alea de date. Stai, ce studiezi? Păi studiezi drumul între comandă cu ce? S-a făcut în anul nu știu ce. Când Cuza a venit și... Nu te interesează. Dacă tu ai vizualizat chestia asta, competiția la pufuleți e mai bună decât monopolul la pufuleți? Dacă ai procesat chestia asta? Sau, nu știu, formulat altfel, când ai un cuvânt de spus pe o chestie, e posibil să fie calitatea și prețul să fie mai bună decât acolo unde n-ai niciun cuvânt de spus. Asta poate fi înțeleasă. Uite, la Digi, unde e calitatea mai bună? Atunci când tu ai avea un cuvânt de spus asupra prețului, asupra calității, sau atunci când tu n-ai avea nimic de spus, în care doar Digi decide ce stă, la ce preț, unde e cel mai probabil să fie mai bun. Dacă a vizualizat asta, nu mai are nevoie de cunoașterea aia, care apare... Fabricioși, o repetă și humor aici, că ăla trebuie să studieze, banii șir, să nu-ți ajung câteva vieți. Da. Pentru că subvenția aia implică cunoștințe de agricultură, de economie, de nu știu ce aici. Nu, n-ai timp de... Da, trebuie să le știi pe toate. În timp ce dacă ai vizualizat o chestie, sau taxarea este furt. Deci ca să înțelegi taxarea, nu trebuie să studiezi nimic. Trebuie să știi definiția furtului, omul simplu înțelege, știe ce e la un furt, a văzut furturi în viața lui sau la un film sau... Sunt acțiuni care se numesc furt, că transferi un obiect proprietatea altuia la tine. Înțeleg, eu taxă ceva de genul ăsta, am ia niște bani fără acordul meu, da, e o chestie de genul ăsta. Nu trebuie să mai studieze nimic, deci asta e suficient pentru a aboli statul. Pentru a aboli statul. Eu cred că mulți care se... Mare majoritate pot să înțeleagă chestia asta. Când ajung să fie încurcați în mințile lor să nu înțeleagă, e pentru că își doresc cu ardoare ceva. Unii își doresc, și am mai vorbit și de telegramă, unii își doresc ca șoferii băuți să fie pedepsiți anume cumva. Unii își doresc neapărat ca drumurile să treacă pe unde cred ei că trebuie să treacă. Să ocolească. Da, sau argumentul pentru status quo, unora le e frică de incertitudine. Da, sunt stimulați glandular. Eu zic că ăsta e foarte important, argumentul fricii, știi? Deci omul care, nu știu, se uită la SF-uri, uite, Asimov, să zice, foarte imaginativ, foarte... Asimov, e bine să privatizăm... nu! Ia comunismele astea. Nu, e o frică de... Nu, sau, de nou. Poate să mai fie și o intuiție... Adică ideea unui simplu e vreau rezultate diferite, dar să facem același lucru. Da. Libertarianii spun nu poți obține rezultate diferite dacă faci același lucru. Trebuie să faci lucruri diferite ca să obții rezultate diferite. Trebuie spus așa. Că uitați acest desen aici. A și non-A. Bine, el crede că face schimbare și el zice, nu, că nu fac. Că uite, l-am ales pe Simion, n-am ales pe SD-ul. Nu, e același lucru. Mai ales pe același. E același lucru cu Simion, știi? Uite, o altă apărare să o încercăm. Intuiția oamenilor este că nu poți să trăiești singur. Asta e un dat, e o realitate. Nu poți să trăiești singur, deci să sărim imediat la concluzia că trebuie să facem toți același lucru. Și cum să facem? Păi, uite, facem toți același lucru și alegem să le facem pe rând. Facem educație, după aia facem autostrăzi și punem niște administratori de bace care să echilibreze toate forțele astea. De ce sunt administratori de bace? Nu făceam toți același lucru? Că eram și eu administrator. Deci, de ce ne trebuie? Dacă facem toți același lucru, de ce ne trebuie niște administratori divace? În tot ai skill-ul de administrator. Da. Nu, ce vreau să zic. Omul simplu, eu cred că înțelege diviziunea muncii. Înțelege că el nu știe să facă pantofi. Sunt oameni care chiar se pricep la pantofi. Yeah. Înțelege că nu știe să facă o mașină de spălat. Există oameni care chiar asta fac. Deci, proiectează mașini, ingineri. Uh-huh. Înțelege diviziunea muncii. Problema e aici, când îi creez o dilemă de tipul ăsta, dacă ar fi drumurile private. Și deci Neo când iese din Matrix, când are... Cam asta e reacția. Și asta e și lupta libertariană, să-i scoți din
Matrix. Oamenii se mai așteaptă pe de altă parte ca lucrurile, ei îți recunosc lucrurile astea. Da, trebuie să se schimbe mentalitatea, să spune de obicei. Trebuie să se schimbe mentalitatea oamenilor din birouri. Și cum o să întâmple chestia asta? Ei sunt pesimiști, ca Hobbes. Nu o să se schimbe, nu să, decât poate, ci și imaginează ei, atât își imaginează, că doar violent. Poate să fie vreun război, ceva cutremurător, da. Nu vrem așa ceva cutremurător, că nu vrem să murim. Și atunci trăim cu această disonanță. Nu, nu ne place ca... El nu vrea schimbare, el nu vrea schimbare aici. Nu s-a gândit la chestia aia. Deci nu își pune problema schimbării. Deci ca să spui problema abolirii statului, nu știu, trebuie să o pună înainte, să te gândești tu la chestia aia. Nu, el vede că avem socialdemocrație, cum o putem îmbunătăți? Mai fac două autostrăzi... Mai dau la educație, nu știu. Mai mulți bani. Da, dar nu știu. Da, dacă n-ar exista deloc stat. Cum adică? Asta mi se pare că e mereu o problemă și de gospodar. Uite, tu ești un gospodar și mai ai niște vecini. Ce ai face tu? Uite, și nu există stat, nu e primar. Stați așa și vă uitați unii la alții. Ce ai face tu în situația aia? Te-ai apucat și te-ai face tu stat? Hai să vă taxezi pe toți și ei din mentalitate ar zice, da, sigur, uite, poftim banii, fă tu, fii capitanul nostru. Nu și-a dus problema, ideologiile sunt ca niște ochelari, dacă n-ai acel ochelar, n-ai ce să vezi. Deci noi, dacă nu exista mize și Rothbard, bine, poate, chiar am noi niște geni, nu e cazul, știi? Dar nu vezi. Nu vezi, ca să cadă ceața aia mentală, trebuie să vină unul mai bun să-ți arate, uite, care... Păi ce face statul? Apărare. Uite, de-aia zicea Hobbes că nu se poate, că ai nevoie de apărare. Păi poți avea apărare prin organizații voluntare, știi? Păi nu, că nu poți să faci drumuri. Adică drumurile se fac doar de către organizații mafiote, poate le pot face și uite, să zicem că voluntare. Nu trebuie să zicem că o chestie banală pentru copii trebuie să învețe să-și lege și returile. Dacă îi lași pe oameni să își lege oricum, o să facă un nod, să desface, face două noduri, are o problemă, le lasă mai largi, nu e bine. Cineva zice, uite, fă o fundă, uite cum se face funda asta, a învățat și e de ajuns, poate să meargă înainte. Da, dar n-ai experimentat aici, de-aia receptivul la libertarienți vor fi în prima linie, vor fi cărturari. Că ăștia sunt mai imaginativi, sunt mai... El n-a experimentat drumurile alea, deși au mai avut drumuri private și nu știu. Dar nu ai mela mâncare, știi, să vezi peste tot, să vezi. Azi nu mai pui problema. Păi da, dacă, uite, ca la drumuri, să reformulez obiecția, păi și poate să facă cineva toată mâncarea din România? Ce bancă îi dă credit la firma aia? Nu, mâncarea și ca să nu există riscul să murim de foame. Dar și astăzi autostrăzile sunt făcute pe bucăți. Na, nu e o mare firmă care are pe bucăți sau din bucăți sau poate e mare de... pe segmente. Sunt segmente. Poate a uitat cășuneanul sau... Uite, o chestie pe care o aduce la, pe lângă care am trecut așa și o aduce cu noi în discuție este exact asta, că departamentele de stat tind să fie recompensate pentru ratare, pe când în piața privată lucrurile ar funcționa complet diferit. Adică e mantra aia cu, păi ne trebuie mai mulți bani. Păi merge reforma, cum merge reforma? Avem un ministru nou al educației, s-a făcut mișto de ea, deja destul, nu mai băgăm și noi, da? Da. Cum merge reforma în educație? Păi ne trebuie mai mulți bani. Păi am dat. Păi da, dar ne trebuie mai mulți bani. Păi am dat. Ne trebuie. Dar vi se pare că merge într-o direcție bună? E cineva care e convins că educația acum e mai sănătoasă decât acum 10 ani? Sau 20 de ani? Sau 30 de ani? Da, asta că sunt mulți. Realitate, din practică. Decât aia din comunism, n-ai cum. Că sunt mulți care atunci zic... Atunci aveai gazeta matematică. Da, și acum mai nu e nici Gheba, nu? Cred că mai e. Mai e asta matematică, tot mai e. Cita Taleb din ea. În Romanian, math, whatever. Aha. Da. Eu zic că trebuie să-i dăm mai mulți bani. Că asta e o chestie care, dacă am învățat că ceva se rezolvă în
meandrele guvernului, dacă arunci mai mulți bani la problemă, sigur, sigur, nu se rezolvă. Uite, comunismul puteai să-l rezolvi mai mulți bani. Era varză sistem. Poate era nevoie de mai mulți bani. Poate nu era nevoie să cadă structura aia. De fapt, argumentele economice sunt că fix de asta s-a prăbușit, că nu mai avea bani. Comunismul. Da, nu puteai să produci mai mulți destui. Da. Nu, și dacă îi dădeai, uite, aveai 3 miliardari comuniști afară, mai las frate niște bani. Tot varză era. Coca-Cola începea să... De acum încolo vorbește cu guvernul României, de acum încolo eu mă voi ocupa de educația din România. Face o reformă, ce? După 3-4 ani se vede că e praf. Ce se întâmplă? Dom'le, mai trebuie să dăm niște bani după Coca-Cola pentru a face o reformă și mai bună. Nu, dom'le, la revedere... Coca-Cola, unde ai chestii energizante, deci... Pe nu, când... Nu mai dorm copii la ore. Plus că, din nou, pe când asta nu poți să zici, statule, ai reușit să faci educație, sănătate. N-ai reușit? N-ai reușit. Lasă-ne! Exemplu cu Bush. Asta da, corect. Ăsta e unul dintre exemplele pe care le dă în carte. Când s-a întâmplat atentatul de la 11 septembrie 2001, popularitatea lui George W. Bush a sărit de la... nu știu cât era la vremea respectivă, ceva de 40-50%, a sărit pe la 80-90%. Pentru că instituțiile conduse de executivul său nu au fost în stare să-i protejeze pe cetățenii New Yorkului. Da, da, s-au dus la război după aia. Le-l face paralela și cu o firmă privată. Zice el, da, dacă e o firmă care îți păzește casa și nu te aferi de... Și tu ce de zici? Spărgători. Deci, da, te fură hoții și a doua zi... Zici, da, cea mai bună firmă din lume. A doua zi, da. Nu, dar de unde vine? Că uite, asta n-am înțeles clar la humor. De unde vine? Sau parțial. De ce este atât de caritabil față de stat? El zice că identificarea între stat și societate ce-ar mai putea fi? Preferința aia de apărare și nu ai alți probleme. Asta a fost. A ieșit Bush la televizor, a vorbit cu noi foarte mult și lumea l-a ascultat. Nu, dar de ce l-asculți pe Bush și păi la că a privați? Vorbit cu noi. A, cu noi și că tu crezi. Da, a folosit acest... Păi să folosească și alea private. Pronume. Firma privată. Au început să folosească alea care sunt sub umbra antrenamentelor World Economic Forum. O folosesc cu noi. Păi da, clientul tot spune noi, dar renunț la voi. Deci nu-l convinge. Bine, dar nu s-ar rezolva toate problemele astea printr-o Constituție. Dacă scrie la Constituție, o să se... Nu poți să treci peste Constituție. Scrisul rămâne. Da? Da. Ei, și poziția lui Humăr este că Constituția este doar o altă lege. Este o meta-lege, dar ca orice altă lege trebuie să fie cineva care să o aplice, să o întărească. Și cine să facă chestia asta? Păi așteptarea populară astăzi este că tot statul trebuie să o facă. Nu, la americani, Constituția este o lege care limitează ce poate să facă statul. Peste tot. Da, prin ce mecanism? De unei Constituții, da. Sau, da? Și putem observa cât de bine a funcționat în clipa de față statul american având cel mai mare buget din lume. Acolo deci, nu scrie că statul trebuie să se ocupe de lansarea rachetelor în spațiu, nu trebuie să se ocupe de o grămadă de chestii, astfel încât și care e exemplul ăla cu cineva care a dat în judecată? Fermierul ăla. Da, fermierul ăla care dorea să nu vindea greu. Uh-huh. În Constituție, printre lucrurile pe care le poate face statul este și să reglementeze comerțul între state americane. Și cineva nu vindea greu, dar vrea să cultive mai mult greu pentru a-și hrăni animalele de pe terenul lui. Ea a făcut mai mult greu decât avea voie. Da. Și a venit cineva de la... Bine, suntem în contextul marelui înțelept
Frederick Delano Roosevelt, cu Green New Deal-ul lui, care între altele a impus cote de producție. Ca să nu se producă dezechilibre în piață. Roosevelt era fan Mussolini. Deci, în acest context se întâmplă ideea asta în care unul pe pământul lui a avut neobrăzarea să vrea să crească mai mult grâu ca să dea la porci. Nu se facă comerț. Dar cum afectai comerțul? Că distorsiunea e piața grâului. Da, deci tu dacă făceai mai puțin grâu, deci raționa... Trebuia să cumperi de la alții. Da. Deci dacă făceai mai puțin grâu, cât îți zicea statul, urma ca pentru restul nevoilor, restul nevoilor să cumperi. Nemai cumpărând, ai distorsionat comerțul interstatal și atunci statul are cum să intervină. Dacă pui reglementarea comerțului. Statul are singură funcție, reglementarea comerțului. Păi și consumul de droguri intră la... Da? E comerț. Evident. Orice poate. Dar nici măcar. Orice. Ideea e că orice. Unde... orice schimb. Orice și dacă schimb. Bei apă de la chiuvetă. Da. Dacă ieși pe stradă și nu mai bei apă de la chiuvetă, păi atunci a urmat să-i cumperi din magazin. Deci dacă ai băut apă de la chiuvetă, nu mi-ai cumpărat, deci exact. Îți reglementezi câte apă să bei de la chiuvetă. Sunt aici câteva principii. Nu le dai idei. Sunt aici câteva principii mari și late, la care, din păcate, autorii Constituției Americane nu au aderat. Ci felul în care îi apără conservatorii constituționaliști spun așa: Constituția Americii este scrisă pentru un popor cu frică de Dumnezeu. Aha. Dacă ai un popor cu frică de Dumnezeu, Constituția aia funcționează și îți limitează statul. Faptul că nu mai sunt cu frică de Dumnezeu produce derapajele pe care... Și asta e adevărat. Da? De nicio ideologie, nu doar de Constituția Americii. Dacă asta... oamenii sunt sfinți, și mă rog, eu mai adăugam și variabile aia, că nu sunt accidente, adică sunt și omniștienți, ca să nu facă erori fără de voie, nu ai nevoie de nicio ideologie. Dar principiul la care mă refeream... Și mai fac mișto de comuniști. Comuniștii aveau nevoie de îngeri, noi doar de cu frică de... Da. Și dacă dispare frica. Principiul la care făceam referire ceva mai devreme este ăsta, că litera legii va ajunge întotdeauna în timp limita legii. Întotdeauna. Deci, un exemplu clasic este ăsta, că undeva în anii 30 s-a dat o lege prin Philadelphia care interzicea consumul de alcool în public. Și atunci când s-a dat legea, există citate în ziare din oamenii care au dat legea, din aleși, din legiuitori care au spus așa: această lege care interzice consumul de alcool în public nu va fi niciodată instrumentată împotriva omului care bea și el o bere în fața scării blocului lui. Duceți-vă, jucați-vă la scara voastră. Asta era în 1930. Da? Fast forward, în anii 80-90, polițiștii au început să dea amenzi oamenilor care beau bere în fața blocurilor în care locuiesc. Deci, în contradicție exactă. De ce? Pentru că legea interzicea consumul de alcool în public. Ce a spus ăla undeva că nu se aplică? Declarație. Nu, aia... aia nu obligă. Obligă doar ce este scris în lege. Și dacă legea este scrisă general. Prea lax, da, prea general, ajungi în situații de genul în care Curtea Supremă Constituțională a Statelor Unite poate să interpreteze că sunt și oameni, faptul că legea care te împiedică, care îți setează cote de producție, nu este anticonstituțională pentru că respiri ceva de genul, da. Pentru că motive. Ca în exemplu mai devreme al lui Gabi,
Găsești o înlănțuire, pentru da. Că a bătut vântul... Cum de altfel și în carte, Humor își dă singur, se driblează singur la faza asta, când el spune, enumeră în articolul 1, secțiunea 8, pe care îl enumără Humor, pe care îl listează Humor în carte, sunt listate puterile statului. Ce putere are statul? Prin Constituție, da. Ce puteri sunt acordate, da, prin Constituție. Și după aia el zice, nicio clauză din lista respectivă nu autorizează înființarea CIA-ului, a EPA-ului, Environmental Protection Agency, a Departamentului de Sănătate și de Servicii Sociale. Și că niciuna. Da, ce găsește care chiar asta stipulează. Amalou poate fi. Are Congresul are puterea să impune și să colecteze state, să colecteze taxe, vamă și impozite și acciză, să plătească dobânzi și să ofere să plătească și să ofere să furnizeze. Să asigure fonduri pentru apărarea comună și starea generală de bine a Statelor Unite. Una. General Welfare of the United States. Intră tot. Da. Orice intră aici. Da? Avem EPA-ul, păi e pentru general welfare. Avem CIA-ul, e pentru general welfare. E pentru apărare, dacă vrei să-l dai și nu, mai... Nu, e prea generos cu Constituția. Și... Nu, alea pot fi interpretate. Și când zice el, nimeni n-are... Cum să nu interpretezi? Nimeni n-ar interpreta spațiul public. Cum să nu interpretezi? Da, deci, Constituția a zis, hai să nu spunem ce nu are voie. Poate nu ne imaginăm noi în viitor ce-o fi. Spunem acum ce are voie, câteva da. Aici, vreo 20 de chestii și atât. Dacă orice chestiile astea nu. Au fost prea generale, și din cauza că... uite cum ți s-a urcat în cap. Bine, dar nu poate statul să facă ce vrea el, că ai separarea puterilor în stat. Ai legislativ, executiv, justiție și a patra putere în stat, presa și... ONG-urile. Presa miluită și ONG-urile subordonate. Și alea sunt pretenția, da, exact. Pretenția aici este că ăștia o să se controleze între ei și o să-și pună limite. Și nu e deloc evident de ce ar fi în interesul lor, că stimulentele funcționează, de ce ar fi interesul lor să se opună celorlalți. Că nu-și fac decât greutăți. Le vin mai puțin bani, nu mai poate să răspundă grupurilor de interese care le apasă pe acolo diverse butoane. Da, uite, gândește la... Plus că se închid, scuză-mă, plus că se închid, deci dacă tu apari ca să rezolvi o problemă, chiar rezolvi problema aia, după aia trebuie să găsești altă problemă. Și te uiți la ONG-uri, să fim caritabili, să nu ne luăm de chestiile statului. Câte ONG-uri au reușit să rezolve problema pentru care au apărut? Da, dar poate uneori chiar e dificilă. Stai, pe exact. Ești uneori s-ar putea să fie... Pentru că ești ONG pe bune, nu ONG de stat. Pe cancer și na. Nu da, ai dreptate. Astea care... Și poți, uite, poți fi caritabil cu ei să zici, unii chiar vor. ONG sincer vor rezolvarea... Intenția nu contează. Nu am mai vorbit că intenția nu contează. Rezultatele. Noi facem o analiză pe rezultate. Eu unde vreau să aduc vorba era că de multe ori ONG-urile se lovesc de stat, dar nu îl critică și nu cer să fie lăsați în pace. Și încearcă să răspundă... Ajutorul statului să rezolvă. Bine, da. Ținând cont de faptul că în România funcționarea ONG-urilor este legiferată și reglementată de stat, sunt unele lucruri pe care oricum ONG-urile n-ar avea voie să le facă. Adică din liota aia de chestii. Argumentul lui cred că e tot al costurilor, cel puțin pe ONG-uri. Că nu au ăștia timp și să studieze. Dar
Poți să fii tu cât de devotat. Dar activismul poate fi concede humor chestia asta, că activismul poate rezolva anumite chestiuni, și anume chestii simple, focusate, cum a fost, de exemplu, civil movement atunci în America sau alte chestii de astea mai simple, dar să stai de fiecare dată când statul intervine în viața de zi cu zi. Nici n-a fost limbă simplă, dar a funcționat pe pattern-ul la ce ziceam eu, câteva mesaje simple. Știi? Da, da. Oamenii nu sunt sclavi. Este un mesaj simplu. Dacă oamenii... Afroamericani au drepturi. Asta e o chestie simplă, deci nu, e, nu trebuie să stai că trebuie să stau în bibliotecă. Și... Bine, s-ar putea să fim un pic scuze, Gabi, două secunde. Da. Să fim un pic prea caritabili, da? În America, sclavia în sine, dar a fost o problemă care s-a tranșat militar. Și în clipa în care s-a tranșat militar, nu s-au dus ăia la armată ca să se lupte să elibereze sclavii. S-au dus, așa cum se duc și alții astăzi, ca să-și mențină teritoriile. Da, adică... mă rog, e o discuție. E o discuție. Deci nu au intrat în ideea că și războiul în sine, da? N-a început pe problema sclaviei. Statele din sud au zis, ok, noi ne luăm jucăriile și plecăm. După care, acolo în sud au venit trupe federale. Era un fort federal unde a început războiul. Și ăștia au spus, păi, noi nu mai suntem în federație, vârgăm, plecați. N-au plecat, ăștia au tras cu tonul și așa a început războiul. Eu vreau să spun că statul este mult mai intruziv și mult mai prezent în viața noastră prin legi din astea. A fost legea serviciilor agricole sau alte legi de tipul ăsta, mari, tufoase, de care omul se lovește în viața de zi cu zi. Da? Te duci să cumperi ca urma. Te duci, vrei să deschizi, să zicem, o șaurmărie. Vrei să publici ceva. Sunt lucruri pe, din viața de zi cu zi care statul le reglementează prin legi multe, mari și stufoase, pe care majoritatea lumii nici nu le știe. Cum majoritatea cetățenilor încalcă legi. Dacă ai stat să le... Fără să știi, fără. Bine că nu le știi. Da, bine că nu le știi, da. Și... m-am încurcat acum. Cât îți aduci tu aminte, o să dau un citat din Ayn Rand, care prezintă o discuție între un... o cârtiță de asta guvernamentală, da? Un om care lucrează cu guvern și un om de afaceri. Și el spune că acel om care lucrează cu guvern spune că scopul legilor nu este să creeze reguli, ci scopul legilor este să creeze criminali. Reglementările în sine, da, nu sunt, ele oricum sunt enforțate discreționar. Totul este să te prindă cu greșeala ca după aia să te aibă la mână. Ayn Rand s-a inspirat de asta, de felul de organizare sovietică după Revoluția. Da, asta vreau să spun. Și costul asociațiilor non-guvernamentale de a urmări toate aceste legi de asemenea și al presei de asemenea mare și se leagă doar de chestii focusate, mici, cum spuneam mai devreme. Dar astea sunt niște subiecte care apar odată la 5 ani, 10 ani. Cum a fost chestia cu referendumul de familie la noi, sau Roșia Montană, sau alte chestii. Pe când tu te lovești de agresiunea statului zi de zi. Pentru lucrurile alea nu luptă nimeni. Costul este foarte mare. Dacă oamenii ar fi liberi, ar putea să nu se supună legilor și reglementărilor care îi încurcă, îi agresează, îi deranjează. Atunci ar trebui să iasă birocrații la protest în piața publică și să zică, haideți
Supuneți-vă că e bună legea. Birocrații au ieșit la protest în istorie, în piața publică, pentru un singur motiv. Că le-au tăiat salariile. Să le crească salariile, da. Sau să nu le taie. Da. Atât. Ce mai sindicatele astea? Da, uite. Trebuie să zici mai tare. De balanță. Că ai sindicate. E sindicatele astea. Păi, da. Pentru motivul ăsta. Asta îmi gândesc. Balansarea puterilor în stat. Dacă dă guvernul, nu, dacă dă parlamentul o lege prin care cresc taxele cu 5%, vezi că guvernul, dumne, așa, hai să ne oprim, nu mărim taxele. Guvernul se bucură pentru că vrea să cheltuiască mai mulți bani. Are mai mult buget și deci e ok. Puterea judecătorească. După aia, puterea judecătorească, zicem. Dumne, hai să, da, da, creșterea taxelor, zicem, că o leagă de mărirea salariilor sau a pensiilor. Sau, pur și simplu, oamenii vor încălca legea, deci o să avem mai mult de lucru noi. Atunci, nici ei nu sunt interesați. Au interese și la taxe, de la reglemente. Uh-huh. Deci, în momentul în care cineva din cele trei puteri măresc influența statului în societate în detrimentul cetățeanului, nu o să ai niciun niciun backstop, nicio forță care... Pentru că întotdeauna mărirea puterii statului în detrimentul cetățeanului va fi în avantajul tuturor celorlalte puteri. Care da. Și dacă și lumea zice, păi ok, păi avem puterea presei și a... Nu, lasă, asta e deja asta, astea nici măcar nu sunt puterile în stat, da? În legislativ, judiciar și executiv, da? Ok, astea sunt cele trei puteri de bază, astea sunt separat și teoretic ar fi a patra putere, presa. Ne întoarcem asupra cele de-a patra puteri un pic mai încolo. În România și în marea majoritate a țărilor din Uniunea Socialistă Europeană, care este separația între legislativ și executiv? Se guvernează prin ordonanță de urgență din... de pe vremea lui Boc încoace, da? De la ultima criză, când a mai dat, a mai trece așa o lege, două în Parlament care să vină chiar de la un deputat, dar în rest sunt legile date în jurul programului de guvernare. Proiectele de legi vin de la guvern. De ce vin de la guvern? Nu știu nici eu. Că teoretic guvernul e partea executivă. Da, da? Ar trebui doar să execute. Vorbim de separarea puterii în... Îi execută pe ceilalți. Da, exact. Pe vremea guvernului Boc mai clănțăneau unii. Că vezi câte, vezi domne, câte ordonanțe de urgență a dat Boc, da? A păruse ideea aia, ăsta guvernează prin OUG-uri. Nu s-a schimbat nimic, dar doar că nu mai clănțăne nimeni. Ne-am... Nu, Humăr spune că au fost naivi liberalii clasici. Deci așteptarea lor a fost că asta chiar vor fi în competiție, se vor supraveghea, da, și reciproc. Și asta e, zici, e înțelesul prost al cuvântului competiție. Da. Poți avea mici competiții pe acolo, în sensul că eu vreau Ancomu și tu ai vrea postul ăla și ne punem, eu dau la presă despre tine, tu despre mine. E, da, între astea mari și între... Nu e nicio competiție. Da. Humăr zice, ele și-au dat seama. Uite, Năstase, spunea cineva, în 2004, aduna asfaltangii, începea așa, nu vreau să vă certați. Așa și cu aceste puteri, ele realizează că dacă ele conlucrează, dacă formează un cartel, mai bine. Nu stau să se monitorizeze, să oare să... Să aibă costuri de... Da. Să fie bine și trebuie să... Și taxele și... Asta nu văd liberalii clasici. Ele nu sunt într-un război de ăsta în care se tot monitorizează. Legislativul vine peste executiv, executivul peste judecător. Nu, ele se simt bine așa cum, înțelegându-se. De ce ar face-o? Știi? Cred că era un motto din Wittgenstein, let us be human, ceva de Să ne înțelegem, să fim. Gândește-te numai asta, că în general, da, executivul și legislativul sunt dominate de același partid. Da, să nu mai, da? Deci, automat, ăsta e rezultatul sistemului democratic. Automat vor merge împreună. Chiar și judecătorească. Și judecătorească, judecătorii pune președintele. Președintele, de obicei, câștigă aceleași alegeri pe care le-a câștigat și partidul de guvernământ. Se mai întâmplă să niște contre
De exemplu, Trump dorea să limiteze accesul musulmanilor în Statele Unite Americii și mulți judecătorii s-au opus. Mm-hmm. Păi da, că erau puși de ăla, dar la, da. Noi, dar la noi, la noi s-a rezolvat, pentru că s-a întâmplat o chestie numită reforma în justiție, da, de la Monica Macovei încoace, care a stabilit că termenul judecătorului este subordonat termenului președinte. Judecătorii sunt reconfirmați undeva la 3-4 ani de zile, nu mai mult. Erau înainte numiți pe viață, pe 10, pe 12 ani și nu se putea, că ne avea nevoie Băsescu să treacă chestii. Era mai bine ca înainte. Ce? Erau mai independenți. Uite, oamenilor cărora le place ideea asta de echilibru a puterilor în stat, ar putea să le surâdă ideea ca niște ramuri din astea să fie plătite direct de cetățeni. Da? Așa? Să plătești tu direct. Voluntar. Bașca că voluntar, dar direct. Mm. Da? Adică nu mai dai banii la taxe, nu? O să mai plimbă banii pe la stat, pe la trezorerie figuri, bugetul, ci tu plătești direct puterea aia ca să, cine să poți să alegi direct. Domnul exemplu, de exemplu... Justiția, să zicem. Cine atacă legile nedrepte sau justiție? Nu mai plătește lumea. Păi lumea, dacă ar vrea să atace legile nedrepte în justiție, plăti. Ar plăti mai nu mult. Nu alte firme, ar plăti bații, nu l-ar plăti pe Dorneanu. Nu l-ar plăti pe Dorneanu, exact. Ar merge niște firme și s-ar duce statul, s-ar buși. Și atunci ai avea această concurență între acțiunile oamenilor. Da. Aici ai banii luați cu forța, aici îi dai tu voluntar. Și s-ar vedea. Accesul la justiție trebuie să fie liber și gratuit pentru toată lumea. Mi se pare că scrie în Constituție chestia asta. Accesul e gratuit, dar serviciul nu e gratuit. Uite, cum zice foarte frumos Humor. Chestia cea mai ce generală. Ce înseamnă justiție? Știi? În general. Scuze. Chestia cea mai generală, că totul constituționalismul se reduce la ideea că un coț trebuie să pedepsească singur. Mm. Despre asta e constituționalismul. Limitarea puterilor statului înseamnă că tu te limitezi pe tine. Și el zice, la fel de probabil că poți avea un hoț, știi, la un miliard de hoți, care da, să aibă chiar mai mare număr, știi, remușcări și nu știu ce, eventual e puțin credincios, dar tendința generală, probabil, va fi să nu se pedepsească singur, știi, deci nu. Dar încă un principiu pe care menționează acum aici este faptul că instituțiile într-un stat democratic nu sunt aliniate cu motivațiile naturii umane egoiste. Astfel rezultă lucrurile astea. Deci nu e neapărat nevoie să... Nu, în primul rând trebuie să populezi toate puterile statului cu îngeri. Deci, nu cu oameni, așa cum i-a descris în capitolul precedent. Cu oameni care să nu-și vadă interes. Deci mecanismul ăsta de vot ar trebui să fie în momentul ăsta complet evident că este o utopie. Da? Pentru că dacă concluzia e că îți trebuie oameni buni, să nu zicem chiar îngeri, dar îți trebuie oameni buni, am mai zis noi și data trecută, păi de unde o să apară oamenii ăia buni? Din populația generală? Păi, acum am zis că sunt răi. Trebuie să votăm. Aduce mai tare sau... Ca să nu mai vorbim de faptul că... Dar tu nu poți să-i alegi, că tu ești rău, știi? Să ne întoarcem un pic la ideea aia cu democrația și cu votul în sine. Una dintre problemele cele mai mari la democrație și este, aș zice, la fel de mare ar fi problema și dacă s-ar apuca cetățenii să plătească direct, dar într-un fel similar cu astăzi, știi? Mm-hmm. Adică noi dăm un leu pentru Ateneu, dăm un leu pentru tribunal, ceva de genul ăsta, știi? Ca să fie tribunale, să dăm la salariu, judecătorii dă-i direct și îl ia de la fiecare și îți doar vreo 50 de bani, da? Că în 20 de, mă rog, nu mai suntem 20 de milioane acum, dar hai să zicem ca să fie ușor de făcut matematică, da? În 20 de milioane, câte 50 de bani, ies 200 de mii de lei, nu? Yeah?
10 milioane de lei. Ah, e corect. Ok. Făcuse în calculul cu 10 bani. Da. Ok. Să strânge, să strânge de câteva salarii de judecător pe an. Da? Dar problema ar fi exact aceeași, că disparitatea între cât cumperi tu și cât face judecătorul, că e practic e același mecanism care îl vezi manifestându-se peste tot. Tu ești foarte deconectat de serviciu pe care îl cumperi, presupunând și în ideea aia că l-ai cumpăra. La fel poți să privești alegerea, o alegere democratică, tot așa, tu ești extraordinar de deconectat de serviciu pe care îl cumperi. Aveam o discuție mai de mult cu un individ din Marea Britanie care el era foarte socialist și se plângea că stătea în Marea Britanie, există vot uninominal, first past the post, și se plângea socialistul meu că el stătea într-o zonă care vota predominant pentru conservatori și domne, votul lui nu contează. Și atunci ar fi vrut el că să fie vot la nivel național, deci să nu mai fie colegii uninominale în Marea Britanie, să fie vot național, pentru că atunci votul lui ar fi contat. De ce? Pentru că dacă are un vot din 30.000, da? Pentru el unul din 30.000 nu contează, dar unul din 67 de milioane ăla contează. Așa și aici, da? Dacă noi facem un vot aici în 4, fiecare deține 25% din puterea de vot. Dacă eu mai aduc toți vecinii mei și mai facem iară un vot, fiecare o să dețină mai puțin. Acum, duceți-vă și până la 20 de milioane. Ce obligație să aibă alesul față de votanții lui? Și aici vine argumentul celălalt, de asta e bună descentralizarea, da? Apropierea acestor poziții alese prin vot de cetățeni, ca să fie la o distanță cât mai mică și lumea să-i cunoască pe față. Da? Conform și principiului, țineți politicianul la distanța... La distanță de un topor. La distanță de o mână, măcar. Within kicking distance. În campania electorală, un politician îți vorbește despre două, trei chestii mari, majore. La mine nu spune că atunci când ți-ai deschis un magazin, nu ești obligat să pui orarul pe ușă. Uh-huh. Și dacă nu l-ai pus, contravenție, nu știu cât trebuie să denunțezi. Dacă tu faci un serviciu public. Deci, nu, ideea e că sunt prea multe și nu... Asta mă refer. Dom'le, sunt chestii mici de care nu se vorbește niciodată și nu se vorbească despre chestiile astea în campanii, dar chestiile astea te freacă tot timpul. Nu poți indirect, să ieși pe stradă ca lumea. Indirect poți spune, uite, Thatcher, dacă ar zice de reglementare și nu știu, are în vedere și chestii de tipul ăsta. Dar ideea e că, ce zic așa din public choice, tu votezi doar stăpânul de sclav, nu votezi pe probleme. Uh-huh. Doar în referendum... E rar, știi, votezi. În ăsta descentralizat votezi mai mult pe probleme. Noi acum doar, cine mai e? Ciolacu sau... Deci votăm? Ciucă. Da, stăpânii de... Deci ca să o întorc ca mai stat. Devreme. Deci dacă acum tu vrei să te opui unei chestii, poți să aduni niște sute de mii de semnături, nu mai știu cât e reglementarea. Păi și acolo e, adică și, nu poți să faci. Și poți. Faci... 100 de mii sau... Referendum care doar aduce în discuție, nici atunci nu se întâmplă nimic. Mă rog. Poziția referendumul mea ar trebuie fi... să treacă prin Parlament. Păi da, adică, exact, tu doar să ducem discuție. Tu poți să strângi ce vrei, da. Da? Dacă ăia din Parlament zic că, nu votăm, că nu e legitim, sau nu introduc pe ordinea de zi, uh-huh, sau nu le convine subiectul, sau așa și pe încolo. Asta nu înțeleg socialiști. N-a trecut mai departe. Au fiind oameni egoiști, uh-huh, că așa e natura umană, se ascund, manipulează, nu pun problema pe agenda, tot felul de chestii. Mm-hmm. Dacă nu îți controlează agenda, poți să ai tu 5 milioane de inițiative. Nu ți-o pune pe agenda. Și invers, ai putea să ataci problema invers. Să adune ei semnături ca să facă o lege. Dar după aia, supărarea mea este, păi dacă ai 100 de mii de oameni, să zicem, care vor X, foarte bine, să trăiască după regula X.
De ce trebuie să trăiască și ceilalți după regulare? Nu e deloc evident. Genul ăsta de îndemn să facem toți împreună, păi dacă e bine, o să facem. Nu trebuie să-i obligi pe oameni să-i alergi cu... E o idee atât de bună încât trebuie obligată toată lumea. Da. O canibalizat cuvintele astea de conformare voluntară, știi? Deci faptul că o țintă de aia ca în filme pe cap, înseamnă că e conformare voluntară. Vezi că statul îi place uniformitatea. Doamne, legea una din Dobrogea până în Satul Mare. Păi zicea și Rothbard că nu... E mai ușor și pentru ei, știi? Să uniformize pentru un birocrat. De ce n-are ciucu consultări? Nu te-ai dus. Nu are... oricum trebuie să mă duc. Ce, chiar la consultări? La mișto sau chiar te interesează? Deci există... Online, sau? Vă povestesc nu eu. Nu știam că făcea... Da. Există o reglementare legată de repartitoare care nu e clară și, pe scurt, există niște excepții. Felul în care o să folosești excepțiile alea va fi hotărât de Consiliul Local. Moment în care îți vine să te duci într-un fel de audiență la Consiliul Local și să le explici, mă, vedeți, faceți excepțiile astea pe problemele adevărate din teritoriu, nu din birou. Păi dacă nu vine primarul în teritoriu, vine teritoriul la primar. Da. Dar Ciucu vine în teritoriu. Da, e cel mai decentralizat. El toate după amiaza primărează. Vine prea mult. Decentralizarea, asta e. La presă n-am zis că erau vreo trei motive acolo pentru care presa, am zis doar unul ăla care costuri, al doilea era frica. De statul e, cum zicea Nietzsche, un monstru rece, adică te poate și omorâ. Sunt exemple de astea de ziariști amenințați. Sau... Al treilea era cererea consumatorului, oamenii care se uită la divertisment, nu se uită la emisiuni de analiză economică. De... Mai bine mă uit la și actriță. Nu știu ce bârfe. Decât la Bundodi. Uite, apropo de statul chiar te omoară. Zice și Humăr la un moment dat. Dacă facem o comparație între câți oameni au murit din criminalitate normală, privată, între oameni care fac infracțiuni, și câți oameni au murit din cauza statelor, propriilor state, în ultima 100 de ani, raportul este multiplu. Sunt mai mulți oameni omorâți direct sau din cauza statului decât din criminalitatea aia pe care cică trebuie să o prevină. Bine, aici replica e că nu, doamne, noi avem în vedere state democrate. Nu? Democrație funcțională. Democrație nefuncționale. Dar gândește-te și Hobbes. N-a fost democrația adevărată. Deci zici că Hobbes n-a prins secolul 20, că dacă îl vedea, își rescria tratatul. Da, exact. Dacă vedea ce s-a întâmplat prin secolul 20. Dar chiar și până în secolul 20. Văzuse familia Borgia. Văzuse, nu știu, Caligula. Deci avea niște exemple relevante de carența de lideri. A intrat, mi se pare... Timpul lui, epoca aia, monarhiilor luminate, sau genul ăsta, în care monarhii erau... Slăbiseră controlul, spune. Nu, dar erau, mai erau așa de nepăsători față de oameni, ci erau conștienți de... Păi uite, poate un rol ăla și ei, loc și ăștia, se duce ideologia asta a drepturilor naturale, începe să... Jefferson citise lezeferiște, adică se duc ideile. Deci dacă ai învățat, mai aveai idee despre chestiile astea. Bine, până la urmă, asta e ca făcând iar paralela aia între sănătatea societății și sănătatea oamenilor. Dacă te încăpățânezi că ai obiceiuri proaste, o să o duci rău. Dacă ne plângem astăzi că lucrurile merg prost, dar ne încăpățânăm să facem aceleași lucruri, vot, separarea puterilor și ce am mai zis până acum, lucrurile
nu o să se schimbe, o să rămână evident la fel. Da, pentru că asta e o problemă sistemică, deci democrația nu este o, domne, dacă am pune niște oameni pe acolo mai buni rezolvăm, ci democrația cu motivațiile și incentivurile. Stimulentele. Pe care le oferă. Incitativele. Da. Pe care le oferă oamenilor care populează structurile democratice, o să obții acele rezultate. Cu mici variații, dar o să te aștepți ca peste, să zicem, 10 ani sau 20 de ani o să vezi, mamă, ce o să fie aici. Aceleași lucruri o să se întâmple. Poți avea mici îmbunătății, dar nu fundamentale, să vezi că e o diferență de asta care... De la roată la navă spațială. Îmbunătățirile alea pot să fie temporale, adică... Nu... Da, poți să te întorci la... Adică poți să revii la lucruri nasoale la rapid. La bâtă, știi, să te întorci. Uite, înainte să tragem concluziile capitolului, aș vrea, dacă putem, să re-explicităm un pic mai pe larg, așa, premizele hobsiene. Mi se pare că am trecut în viteză pe lângă ele și nu se, adică, cum să spun, tu ai spus că sunt poziția de mainstream, ăștia zic că a fost tatăl filozofiei politice și poate ar fi cazul să... Nu, legitimarea statului. Să intrăm în ele. De ce aveam nevoie de stat? Pentru că apărarea nu poate fi oferită decât de stat. Nu, asta este. Stai, deci, da, înțeleg asta, da, asta nu, este asta de construirea motivației lui. Eu vorbesc de modelul pe care îl pune el în starea aia de natură. Ce, alea trei că sunt paternă? Da, alea. Deci el zice că oamenii deci, sunt să ne imaginăm că când spunem noi că vrem abolirea statului, lumea tinde să se gândească la scenariile hobsiene, pe care oricum nu le-au stăpânit și nu le-au gândit, ci le-au fost introduse oarecum pe ușa din dos de un sistem, a fost special, de un sistem de învățământ Hobsian. Interesat în Hobsian. Propagarea și menținerea statului, așa cum e el bazat pe putere, pe monopol, pe violență. Deci premisele sunt așa, că dacă dispare statul, oamenii au să fie tentați o să-și dea în cap. Să-și dea în cap. Deci, direct. Cum... Dacă, deci, imediat. Imediat. Da. Dacă eu mă uit la un serial și ce s-a întâmplat pe la 5 jumate? A dispărut statul. Da. Un minut imediat următor eu întocmă și dea în cap la... Și aici o să da. Deci imaginea aia din niște desene animate de mai de mult cu niște cavemen care dădeau capul cu bâtele fiecare în celălalt. Și întrebarea este, e așa? E asta o imagine realistă asupra lumii? Și când spun realistă, că am adus aminte de data trecută, da? De abstractizare și generalizare. Ce funcționează invers de la abstractizare și generalizare este particularizare. Plecăm cu conceptul ăsta că lumea își va da în cap dacă dispare statul. Perfect. Câți? Și voi? Mici. Câți ca voi? Și oamenii pe care îi cunoașteți? Eu nu, dar vecinul. Da? Și vecinul chiar asta ar face? Nu, și dacă asta ar face, de ce mai vorbești cu el acum? Dacă chiar crezi că asta ar face vecinul mâine, da? De ce mai vorbești cu el? De ce îi dai bună dimineața astăzi? Îi dai bună dimineața unuia care ar vrea să te omoare? Ideea este alta. Poate părea intuitiv că oamenii nu ar face asta. Humor petrece un subcapitol întreg în care explică de ce nu ar face asta. În primul rând, pentru că te expui, să te omori. Iarăși o concluzie foarte contraintuitivă, cea mai politicoasă societate din lume, cea mai politicoasă societate din lume, va fi aia în care toată lumea e armată și
ceea ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu, că sub numele de crime pentru restabilirea onoarei, ar fi normă. Da? Dacă avem arme și honor killings, îți garantez că este cea mai politicoasă societate din lume. De peste deceni. Nu e dezirabil acest lucru, da? Pentru că o asemenea societate, așa cum spune lumea că copacul, e citatul clasic, copacul libertății trebuie udat din când în când cu sângele tiranilor, apropo, ca moare de sete, tot așa o asemenea societate bazat pe arme și honor killings ar trebui și ea udată din când în când. Și de asta spun că nu ar fi un lucru dezirabil. Dar dacă vrem politețe, asta e varianta prin care se obține cea mai repede. Ideea, revenind, este următoarea. Atunci când tu începi să inițiezi o acțiune violentă, da, te expui. Sanțu zice că nu pornești niciodată la război înainte ca victoria să fie asigurată. Dacă ai o poziție relativ egală sau aproximativ egală, da, cu inamicul tău, inamicul tău mai are și prieteni, vecini, rude, da, care ar putea să-l răzbune. Agenții, da, private? Nu poți să pornești niciodată la război pentru că nu ți-asiguri victoria. Cum am să spun, nu toată lumea îl urmează pe Sanțu. De acord, sunt proști mulți pe lumea asta, da? Cei mai mulți dintre ei votează. Dar asta nu înseamnă că va fi o regulă. Adică majoritatea poate fi tentată să înceapă, dar după ce se curăță vreo 2-3, învață. Și nu e neapărat o problemă umană. Pentru că, și asta este contraargumentul puternic. Ok, poate că nu era disponibil pentru Hobbes în sensul că ne-am dat seama de psihologia animalelor ceva mai târziu. Dar animalele nu pornesc la război pe chestia asta. De asta sunt stabilite în regnul animal, este stabilită o ierarhie de dominanță și dacă există o dispută pentru dominanță, ea nu se rezolvă violent. Animalele se mârie, se latră, se înfoiesc, fac totul să-și demonstreze forța până la momentul în care încep conflictul. De ce? Pentru că, mă rog, aici vine teoria, nu putem să știm de ce, pentru că sunt animale, da? Dar ideea este în felul următor, că masculul dominant, da? Nu vă supărați feministelor, dar asta e știința, da? Masculul dominant, persoană, da? Personajul. Dacă se ia de gât cu numărul 2, cu challengerul, da? Și îl termină, e foarte posibil ca el să fie prea rănit ca să-i mai țină piept următorului challenger. De asta animalele evită conflictul. Până și animalele evită conflictul. Pentru Hobbes se termină statul, oamenii încep să-și dea în cap. De asta nu e realistă, pentru că nici pe teoria logică, de asta e și spune Humor capitolului logica prădătorului, nici măcar pentru un prădător nu ar fi logic să acționeze în acest fel. Și intuitiv, nici măcar animalele nu fac. Dar cum zice, dom'le, poate că în societatea în care trăia Hobbes, toate lucrurile erau așa, dar acum oamenii în natura umană tot aia era. Știi că oamenii au devenit mai liberali. Chiar dacă îi concede. Da. Nu mai condiții arme de foc, da. Tehnologie. Liberalism erau trei, parcă nu? Tehnologie, liberalism. Și prețuirea supravieții și oprobriu față de violență. Da. Adică în trecut cultura asta era prima. Na, izvorul cultural e prima afară. Frica de violență, de o problemă față de violență. Nu, asta e valori culturale, a doua tehnologia și resurse, e la fel. Când nu mai sunt resursele la fel de limitat. Pentru că dacă ești sufocat și nu știi, chiar și în starea de nat, riști.
Da, dacă da. Ai puțin. În timp ce acum suntem mai bogați, mai asta, nu ne avem resurse mai multe, da. Uite, de astea internaționale n-am vorbit. Bine, nu prea fi prea multe de... Aplicând la relațiile internaționale chestiile astea, motivațiile astea. De ce Bush atacă Irakul, de exemplu? De tocmai pentru că nu e un raport de forțe egal. Uite, avem răspunsul și mai simplu. Deci ideea e că în logica prădătorului funcționează în felul următor. Atunci când raportul de forțe nu e egal, iarăși, să dăm la Sansul, da? Când ai victoria asigurată, atunci ataci. Ce au animalele de pradă diferit față de prada lor? Colți. Prada nu are colți, are câteodată coarne. Câteodată leu care atacă bizonul în savană judecă greșit saltul și ia un corn în burtă și moare. Se mai întâmplă. Dar în general, atât animalele de pradă au colți, animalele care se apără, na. Pentru și de asta nu se apără, fug. Au picioare. Bine, statul folosește morinoceri. Alt argument e că nu suportă costurile fizic. El nu are buș. Uite, pot spune asta, dar am murit. Dar în general nu suporți la fel de direct când începe războiul ăsta. Se bate armata americană. Motivele pentru care statele nu sunt comparative cu oameni. Cu omul și asumă riscul personal, pe când omul uite, care filme, comandă statul. În filme, Alexandru Macedon sau Mihai Viteazu intrau în timp ce Bush stă și din tastatură. Da, pe asta poate care de a face cu mai multe lucruri, printre care și cultură. Adică ce? Păi atunci trebuia să fie... Nu mai era chestia de glorie, de da, nu știu ce. Adică dacă Leonida era, stătea la distanță, nu era. Și bine... Valorile erau mai apropiate de natura umană, pe când acum natura umană a fost pervertită cu aceste povești. Democrația, reprezentativitatea... Nu e la fel cultural sau... Și da, astea îți dau o iluzie că poți controla asta. Bine, și argumentul pentru care mai avut un război mondial, da? Pentru care nu s-au mai încurcat două țări de capacitate similară, da? La război, nu s-au luat la război de la al doilea război mondial încoace, este și faptul că bomba nucleară îți pune în pericol și liderul. Ah, da. Da. De altfel, el zice, ea, din relații internaționale, spuneau că cele mai frecvente sunt astea egale, care par contraintuitive față de ce știam de fără de natură. Deci explicația care ar fi asta, că bomba nucleară? La ce te referi? El zice, uite, specialiștii în relații internaționale spun că cele mai frecvente sunt între state putere egale. Războaiele? Da, da. Citează da, chestia. De obicei se bazează, deci ce înseamnă că ai un război? Care e diferența între un război și o invazie? Durata. E o invazie dacă se termină, da? Repede. Și atunci n-ai avut state egale și nu-l iei în considerare ca fiind un război. E o agresiune, o invazie la terminat. Un război în sine, da? Se petrece doar atunci când durează. Când ai forțe relativ egale. Și uite, de exemplu, da, Putin, când a intrat în Ucraina, a făcut o greșeală de evaluare. El a zis, în 3 zile i-am terminat da? Și astăzi suntem încă în război. Poate război. Să răuia în Rusia până la urmă. Na. Poate își pune și fizic. Exact. Adică sunt egale, dar de obicei ăia care intră în război nu l-au numărat. Subestimează nu l-au numărat, puterea, asta vrei să zici. Puterea deci intrarea americanului în Irak nu au numărat. Păi, e posibil să fie. Invazie, deci, dacă ar fi invazie, pus-o, invazie. Dacă ar fi pus-o o pun la state egale sau nu? Nu, păi. Păi asta ziceam și eu, că nu l-au socotit. Concluzia ar fi descentralizare. Așa e, prea puțin. Dar până la nivel de individ. Da, asta e altceva. Asta e deja altă teorie. Asta urmează în următoarele capitole. Cum ar închide capitolul cu următoarea idee, că activitatea
predatoare, da, umană, de prădătoare umană, nu se întâmplă doar pentru că oamenii sunt egoiști. Se întâmplă pentru că oamenii sunt egoiști și unii oameni au mult mai multă putere decât ceilalți. Soluția nu este schimbarea naturii umane, ci scăderea puterii celorlalți. Dispersarea forțelor, oricât de contraintuitiv ar părea, că știu că pentru mulți pare contraintuitiv, e răspunsul. Nu concentrarea de forțe în mâinile unui sfânt care o să descoperim după aia, așa cum am descoperit de fiecare dată, că e un sfânt căzut. Asta e polemica între libertarieni și conservatori. Deci ei așteaptă de la stat, pentru ei stat, ordinea e garantul libertății, pentru noi e invers, ai mai mulți centri și libertatea generează ordine. Asta e diferența. Pentru că ordinea respectivă e asumată. E, pe de o parte e forțată că n-ai de ales, da? Ești între centri respectiv și pe de o parte e asumată că ăsta e metoda cea mai bună prin care să... Live, thrive and survive. Să trăiești, să îți fie bine și să supraviețuiești atât tu cât și linia ta genetică. E un argument evolutiv. Care? La ce te... Asta. Ce ai spus tu până acum? Doar că am explicat ce vine în spatele lui. Da. Motivația din spatele lui. Ok. Data trecută am uitat să vă punem o întrebare. Se mai întâmplă. De data asta nu uităm. Întrebarea la care vreau să răspundeți jos în comentarii este dacă l-ați promova pe Hobbes de la spălător de vase la ajutor de șef sau nu, glumesc. Întrebarea este dacă credeți că în absența statului oamenii și-ar da în cap, așa cum susține Hobbes. Deci scrie jos că da, în absența statului oamenii și-ar da în cap, eventual îmi spuneți și de ce ați începe voi, sau nu, oamenii nu și-ar da în cap. Știi ce trebuie să mai zici, Vali, că Predator pierde cel puțin în anumite versiuni, în Arnold inițial pierde Predator. Mm. Da, păi da, am spus oarecum chestia asta cu leu care și-a colțul. Cred că există un singur, asta, o singură versiune în care ăla, Alien vs. Predator. Da, în rest pentru că era mai scârbos. Sau și în al doilea, parcă. În al doilea... Ăla din 90. În al doilea nu pierde. Nu pierde. Nu pierde. Na. Deci Hobbes, pare că e Hobbesian. Ok. Pentru Gabi Munteanu, Costel Stavrahie, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.